Se spune că de sărbători nu e nicăieri mai bine ca acasă. Se întorc cei plecați în străinătate de la Căianul Mic acasă de sărbătorile acestea? Se întorc destul de mulți. Am avut un val foarte mare de fii ai comunei Căianul Mic plecați în diferite țări care s-au întors acasă în vară, în august. Bucuria noastră a fost foarte mare să avem foarte mulți concetățeni de ai noștri și prieteni acasă, să îi vedem printre noi, să se bucure alături de noi și anul și în această perioadă de Crăciun, de anul nou, sunt mulți cei care vor veni acasă. Unii dintre ei deja au venit, m-am întâlnit cu ei, unii urmează să vină din diverse țări din Europa sau din afara Europei. Deci de peste tot, nu? Mă bucur să vedem. Știți cum e? Oamenii au simțit nevoia să vină acasă, să-și vadă părinții, să-și vadă frații, neamurile, rudenile, să se întâlnească cu cei dragi, cu cei pe care nu i-au văzut poate de foarte mulți ani. Acum este o perioadă mai propice pentru a veni acasă, pentru că nu sunt interzise astfel de vizite. Noi îi așteptăm pe toți cei care vor să vină, îi așteptăm acasă, pentru că acasă este cel mai bine.